Bună dimineața! Salutare! E pentru prima dată când te văd zâmbind și nu plângi. Da, nu pot să zâmbim că e soția aici, dar e ok, mă simt ok. Ești puternic, nu? Foarte, tu conduci. Da, tu conduci. Nu e acasă, da. Îmi place foarte mult ironia asta voastră de cuplu și ce scoateți de multe ori în evidență. E clar că, ca și punchline, dacă putem să-l numim, e plânsul tău de la final aproape de fiecare dată. La ia fără, fără, dar... Recunoaște lumea pe stradă. Nu vin oamenii pe stradă să zic, Adrian, îi plângi, da, da. Nu? Înainte, mulți nu mă știau după nume și îmi spunea mereu, băiatul care face... Exact. Da. Făceau ei, da, erau și femei chiar la 70. Și mie îmi spunea, te rog frumos, nu mai bateți, nu mai bateți, vă rog frumos. Da, întrebare, tu ai început, Adrian, nu? Da, eu am unde început. Unde? Pandemia. Pandemia. Deci pandemia asta împins, e... Da. Mie mereu mi-a plăcut chestia asta de actorie și cred că a fost momentul meu, nu știu să zic așa, am lucrat total și total diferit. Ce ai lucrat? Am lucrat bucătar. Ai lucrat ca bucătar? Da, foarte mulți ani și am fost plecat în Italia, n-am avut șansa și am zis, hai mă, dacă tot s-a început chestia asta. Mă întorc și intru pe TikTok. Da. Și dumneavoastră, cum ați reacționat când v-a propus prima dată să filmați? Că eu nu risc, că poate plâng și eu. Adică trebuie să vorbesc cu dumneavoastră. E foarte perfecționist în ceea ce face și e foarte greu să lucrezi cu el. Adică în sensul că... Trageți multe cadre? Tu nu vezi cum trebuie să faci. Adică tu nu ai formatul. Mine nu prea, cu ea trage mai multe cadre. Da, da, că tu fiind regizorul... Lui îi place să ești mai indulgent cu tine. Și că băi, aici am fost mai obosit puțin, dar trece cu vederea. Vreau să joci tu bine. Îi place să stea în centrul atenției și... De să înțeleg că în spatele camerelor e invers. Tu ești cea care face... Da, când te pune să... Da, eu sunt, da. Au fost momente când chiar ne-am dus la extreme, s-a spărat rău de tot. Adică. Voi în momentul ăsta v-ați deschis și un canal de YouTube, nu sunteți doar pe TikTok, oamenii nu vă găsesc doar acolo, YouTube Instagram. Și Instagram, da. Facebook, fix asta vorbeam pe pauză, că există o diferență foarte mare între genul de conținut de pe TikTok și cel de pe YouTube. Unde vă simțiți voi mai confortabil? Noi pe TikTok suntem cei mai confortabili, pentru că avem o comunitate foarte mare, sunt foarte multe persoane, noi le spunem măcelarii care ne susțin foarte mult pe live-uri. Îi salut, măcelarii mei. O comunitate superbă. Da, pe TikTok, acolo am început, ne simțim cel mai bine, dar și pe YouTube. Pe YouTube deja și Facebook e foarte, foarte activ. Am avut foarte mulți creatori tineri și am pus tot timpul întrebarea dacă mai primesc bani de la părinți. Acum e clar că nu e cazul la voi, dar vreau să vă întreb, făcând YouTube, ca niște TikTok și conținut în mediul online, ca doi oameni maturi, ce sunteți? Mai e nevoie de job sau poate fi asta considerată un job, o meserie, o sursă de venit? La nivelul la care am ajuns noi acum nu mai este nevoie. Dar eu am făcut chestia asta 8 luni de zile fără să fac un leu. Adică evident. A fost o chestie de pasiune maximă, dar acum, într-adevăr, nu mai este nevoie să avem un job suplimentar. Bine, acum... Bine, dacă îmi dă mama bani, eu nu zic nu. Da, asta am să zic și eu. Da, din experiența voastră pe TikTok, că și asta vreau să scot de fiecare dată în evidență, pentru că spun tot timpul, sunt oameni care vor să se apuce sau nu le funcționează contul de TikTok, și pot afla sfaturi de la oameni care știu să facă cifre și performanță în platforma asta. Care e frecvența de postare? Eu nu cred că e o rețetă anume. Eu cred că cel mai important e originalitatea. Da. Dacă faci ceva original, nu are cum să nu prindă, din punctul meu de vedere. Dar foarte mulți se axează pe diferite nișe. Încearcă tot felul. Domne, fac chestia asta că prinde. Nu, trebuie să faci ceea ce îți place, să te nișezi, să faci doar chestia aia, dacă îți place. Dacă nu, cel mai bine să te lași, pentru că la un moment dat o să pierzi foarte mult timp. Energie, exact. Apar frustrări că nu funcționează videole. TikTok-ul nu știe unde să te dea. Adică TikTok-ul te pune în coșulețe? Da, asta nu știam. Da. Nișă. Da. Și primesc foarte multe des întrebarea, fac și eu de 2 ani de zile, nu crezi deloc. Și că mă uit pe clipuri, folosesc voci de la alte persoane, folosesc ceva neoriginal. Am înțeles, deci asta e clar că... Eu să fii tot timpul acolo? Să fii tot timpul acolo. Adică să postezi mereu, în fiecare zi, cea mai important. 2, 3, 4, 5, 10. 2, 3 pe zi? Da. El a început cu 10. 10 pe zi făcea. La început, primele luni, da. Dar erau probabil, erau sketch-uri mult mai legere. Da, erau mult mai legere, exact. Doar el făcea aroganță. Da, sunt mult mai complexe și e greu să reproduci 10 clipuri de genul într-o zi, clar. Facem, de exemplu, 2 clipuri pe zi postăm noi. Acum, da. 2 clipuri pe zi. Da, face clipuri. Și live-uri. Și live-uri, da. Practic e un program. Aveți un program. Da, da. E un job, da. Non-stop, în fiecare Oricum, perseverența e cea mai importantă. Adică noi în fiecare zi, timp de 2 ani jumate, postăm zilnic. Adică e o chestie. E o chestie destul avem de grea. Peste 3000 de clipuri postate. Adică și foarte dacă stai mult. Degeaba și postezi 3000 de clipuri, foarte mult, da. Da, și unele dintre ele, cel puțin în ultimul an, majoritatea sunt foarte, foarte bine lucrate. Da, ne-am dus spre profi. Am încercat să aducem mai mult
tot ce e cinematografie spre TikTok, adică să combinăm puțin chestia de poveste. Da, TikTok. E o tendință, evoluezi de fiecare dată. Vezi, da, prima dată te filmezi într-un singur cadru, apoi pui două cadre unul lângă altul, sunt stângace și ușor, 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 exact, ușor. Exact, și garantat exact. Peste 2 ani o să te uiți la videourile din prezent și o să zici, uite acum cât de bine. Așa este, da, așa este. O întrebare, oamenii de multe ori poate nu vor să se apuce de zona asta pentru că se gândesc că necesită bani. Au nevoie de bani să investească în aparatură sau în tot felul de chestii. Nu, eu am făcut cu un telefon foarte ieftin, primii 100.000 de urmăritori, adică nu cred că are relevanță. Nu trebuie să investești. Bineînțeles, acum, na, toți avem un telefon poate mai bunicel. E bine să încep direct cu, na, cu o calitate mai superioară, măcar la filmat, dacă tot nu te pricepi să începi de cu bine telefon. La cadre. Sau... Dacă se vezi, da, bine, clar. Da. Cât de cât să ai o lumină decentă și să te vezi destul de bine, cel puțin, na, la început. Eu sunt și un, adică sunt un cinefil, am vizionat mii de filme la viața mea, mi-a plăcut foarte mult chestia asta de cinematografie. Și bănesc că de aici vine și viziunea spre clipuri. Da. Acum fiecare vede în felul lui, da, asta vreau evident. Să fiecare trebuie să vadă în felul lui. Dacă tot copie. Ești așa perfecționist, te-aș întreba unde vezi că se duce, unde evoluează proiectul ăsta. Că mă gândesc că postând, dar da, totuși la un moment dat îl vezi undeva. Da, corect. Eu sincer vreau să ajung, să, poate în viitor să fac un film, da, sau da, cel puțin să, apar în mai multe filme. Minunat. Da, cel pe românești, bineînțeles. Dragilor, vă mulțumim. Și de comedie, bineînțeles. Vă mulțumim frumos. Vreau să salut pe bunica mea și pe mama mea și pe fratele meu și pe soția și pe toți care ne urmăresc. Foarte fratele meu, sora mea, pe toți. Bucagica mea, 89 de ani are bunica. Oh, foarte tare. Deci, cu siguranță, i-ați văzut pe TikTok, vă apar pe For You. Nu aveți cum să scăpați de ei și asta înseamnă că algoritmul îi iubește și înseamnă că oamenii îi urmăresc și îi apreciază foarte tare. Felicitări încă o dată.